Bună și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi m-am gândit să facem o rețetă foarte simplă și anume tocăniță de cartofi cu cârnat afumat. Haideți să vedem modul de preparare și de ce ingrediente avem nevoie. Avem nevoie de o ceapă pe care am tocat-o înainte. La fel am făcut și cu un ardei roșu. În jur de 5-6 cartofi pe care i-am tăiat cubulețe. Cârnat afumat pe care l-am tăiat rondele, 2 linguri de ulei, piper, sare, pastă de tomate și bineînțeles pătrunjel pe care îl vom pune la sfârșit. Vom pune uleiul la încălzit într-o tigaie. După care vom adăuga cârnatul afumat și îl vom lăsa să se rumenească pentru 2-3 minute. După care vom adăuga și ceapa cu ardeiul și le vom mai lăsa pe foc pentru încă 3 minute. Apoi vom adăuga și cartofii. După care vom amesteca totul foarte bine. Vom adăuga piper și foarte puțină sare, pentru că cârnatul este deja sărat și nu vrem să ne iasă o mâncare extrem de sărată. Va trebui să adăugăm apă fierbinte, astfel încât să acopere cartofii, după care vom pune capacul și vom lăsa la fiert pentru o oră. Când mâncarea este aproape gata, vom mai adăuga și 2 lingurițe de pastă de tomate, după care mestecăm și mai lăsăm pentru câteva minute. Și mâncarea noastră este gata. Va trebui să mai punem și pătrunjelul proaspăt deasupra. Și vă doresc poftă bună, dragii mei! Și nu uitați să dați like dacă v-a plăcut rețeta, iar dacă aveți sugestii pentru rețete noi, îmi puteți scrie în comentarii. Vă pup, bye!